Salut miștocarilor și bine ați venit la începutul unei noi serii. De astăzi o să jucăm și Pokémon Sword și vă invit să rămâneți pe canalul meu și să ne jucăm împreună, pentru că o să folosesc sfaturile voastre, pentru că din păcate aici nu am foarte multe cunoștințe despre Pokémonii din generația asta, cred că e a 8-a, sunt peste 400 de Pokémon, poate chiar 500, așa că o să avem multe de învățat și mulți Pokémon de văzut și prins. Deja trebuie să ne alegem un avatar. După cum știți, în Pokémon Let's Go Pikachu am ales un avatar care seamănă cu tipul ăsta. Așa că o să încerc în continuare să iau tot avatarul care seamănă cel mai mult cu acela și vreau să vă spun sincer că abia aștept să văd Pokémon noi, sunt super încântat că am jocul ăsta. Wow, așa începe. Este aici o mare, mare petrecere. Arată bine. Din punct de vedere grafic nu am nicio plângere. Welcome one and all. Welcome to the wonderful world of Pokémon. Our beloved Galar region is a wonderful place for thriving nature. Beautiful cities and many Pokemon which we share our lives. Așa, acolo pe fundal ne arată și zona. As you know, our society is able to thrive. Ei, un elefantel! Nu am idee cum îl cheamă pe elefantelul acela. In the sky, everywhere. Pokemonii sunt peste tot, asta ne spune nenea ăsta. Și cred că este șeful unei companii. Am văzut asta înainte să încep, am citit puțin despre. Dar nu știu foarte multe. Ok, trebuie să ne batem. We call Pokémon trainers. Și avem aici foarte mulți oameni care sunt fani Pokémon. Așa că de fiecare dată probabil când ne vom bate cu un gym leader o să avem și multă lume care se va uita la noi. Spectatori. O să avem foarte mulți spectatori. It's time for the champion Leon's exhibition match. Ok, deci o să fim martori la meciul lui Leon. Leon. Depinde. Ăsta este el? Oh, băieți, are un Charizard. M-aș fi așteptat ca totuși să aibă niște Pokémon noi sau puțin diferiți. Ăsta are altceva. I have no clue, man, what that is. Dar arată super șmecher. Raihan. Oh, deci ne batem cu Raihan. Dynamax. Îl evoluează. Este mega evoluția. Mamă, cât de mare e! Dynamax este o chestie cu totul diferită, se pare. Pokémon Sword, băieți, abia aștept să începem seria asta. De fapt, am început acum seria, dar abia aștept să ajungem acolo. Ah, și noi începem aici la fermă cu o oaie. Ce drăguț! Cred că asta este casa noastră și s-ar putea să avem parte și aici de un rival, cum am avut și în Pokémon Let's Go Pikachu. Acela mic este un Pokémon care o să evolueze în Snorlax, seamănă foarte mult și de asta zic. Vă mai spun o dată și cu asta închei ca să nu ziceți că sunt nebun la cap sau ceva, dar nu am mai jucat, nu știu Pokémonii din generația asta și sincer vreau să îi învăț pe toți. Hop. Hello. Ah, deci tipul ăsta care vine la noi este Hop. You know the only way to properly cheer on Lee would be his famous Charizard pose. Asta e mama mea? A, da, e mama. A, tipul ăsta este fratele campionului. Very nice, very good. And he always bring presents when he visits, so I wouldn't forget the bag if I were you. Perfect, perfect. See you at mine later. Gata, dragilor, probabil că acum o să începem și noi aventura. Momentan chiar stăteam și ne jucam pe un Nintendo Switch. Putem să-l mișcăm? Văd că încă nu. Da, băieți, aveam nevoie de ambele manete, dar nu mai știu chestia asta. Aici ce avem? Ne spune ce Pokémon e? Mă, uite că nu ne spune. Mergem la mama noastră care este pe aici, la bucătărie. If you're looking for your bag, la mișto, didn't you leave it in your room? Oh, deci trebuie să mergem să ne luăm ghiozdănelul. Dar înainte de asta, vreau să mă mai uit și eu pe aici. Avem și aici un Pikachu. Foarte mișto, un poster. E foarte frumoasă camera. Asta este camera noastră? Da, 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 uite aici bagul de care spunea. Bă, dar arată cam murțel ghiozdănelul ăsta, pe bune, sincer, nu mi-ar plăcea să am așa ceva în realitate. Adică arată, ai un dreptunghi în spate și te plimbi cu el. Jesus, nu e cine știe ce frumusețe. Detalii, detalii. Avem aici un Nintendo Switch pus în consolă, l-a încărcat, ceea ce e super mișto. Zona asta cu căsuța e foarte tare și avem și un poster cu Eevee.
care în acest joc o să evolueze probabil în mai mult de 3 Pokémon. Which is nice, which is nice. Și pe aici, de aici am venit. Bun, haideți să ieșim, băieți. Cred că pe aici e ieșirea. Mamă, wow. Arată puțin diferit, sincer. Abia aștept să văd despre ce e vorba, să întâlnesc Pokémon noi, să văd lumea nouă. Și nu știu dacă voi vedeți ceea ce văd și eu, dar pare un pic cam prea detaliat așa și nu știu dacă e neapărat un lucru bun. Ei, avem aici un Pokémon. Budiu. Budiu? What? What are you, man? Have a look at you. That old bag looks like it could pull you over. Așa este. Oare are ceva să ne zică? Ceva interesant, important? Hei, avem aici o oiță care are o problemă. What's wrong with you, man? You silly ulu. Deci asta este un ulu. I see what you're up to. Don't go using tackle on the fencing. Ulu, băieți. E posibil ca pe durata acestei aventuri să ne mai uităm și pe Google să vedem ce Pokémon, ce tipuri sunt, pentru că habar n-am și așa putem să învățăm. Că altfel nu cred că putem să învățăm decât dacă îi prindem și vedem acolo ce tip de Pokémon sunt și ce atacuri au. Gata, putem să mergem și noi mai departe. Hai să vedem dacă acest ulu putem să o ajutăm cu... Nu putem. Nu putem. Mamă, ce mișto e priveliștea asta. Ai impresia că te uiți din avion, dar totuși vezi toate câmpiile, pădurile, dealurile. Văd un Pokémon Center. Moară. Îmi place foarte mult până acum. Nenea asta cine este? The power of science is amazing. Now you can battle and trade Pokémon with other people just by walking around. Isn't that super amazing? Băi, da, așa este. Avem aici un băiețaș. Hey, Hop was looking for you, you know, but no need to go to the next town to find him when he lives right next door, right? Ah, ok, deci nu trebuie să ajungem acolo, plus că drumul nostru este blocat de aceste oi, dar nu ne lasă puștiu să mergem mai departe. Deci presupun că trebuie să mergem în zona aceasta. Aici este casa rivalului nostru, cred că tot rival se va numi Hop, în fine, vedem imediat. E frumoasă bucătăria asta, sincer mi-ar plăcea foarte mult să am o bucătărie exact ca a lor. Mamă, ce frigider și mecher și are o poză cu un Pikachu, un cap de Pikachu și un cap de Mew. There you are at last. You've got to come with la mișto. You've still never met my big bro. Oh, să le întâlnim cu campionul, băieți. Hai să vedem dacă este aici, la etaj. Sau aici, unde este? Hey, uite un bătrânel aici. His brother is the superhero. Și aici este o pisicuță simpatică. Mew. Mergem spre băiatul ăsta care este la etaj. Uite și o doamnă mai, asta este bunica, nu? Da, 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 asta este bunica. Oh, someone's working out. Cred că aici face exerciții fizice fratele lui Hop. Are un nume tare ciudat, dar mă rog. De unde e, mă? Nu trebuie să fie aici Hop? M-aș fi așteptat să fie aici. That's weird, man. Aici e ceva? Toaletă? Pe aici nu e ieșire. A, da, deci pe aici până la urmă nu e nimic, trebuie să ieșim. Probabil că mergem spre stație, spre tren. Pentru că fratele lui e posibil să vină cu trenul, din ce am înțeles. A, uite, ne așteaptă aici. E un nume tare ciudățel, Hop ăsta. O să mă obișnuiesc probabil cu el. Wild Pokemon could come out of nowhere if you walk through patches of tall grass. I've got my Wooloo with me, so I'm ready for battles against wild Pokemon, of course. But not you, la mișto, so we'll steer clear of the tall grass as we go. Deci noi nu avem Pokémon încă, ceea ce e super nașpa. Pot oricând să ne atace Pokémonii din iarbă, dar nu o să intrăm în iarbă, din ce mi-a spus tipul ăsta. Dar sincer, mi-a plăcea să prind un Pokémon. Primul meu Pokémon. Oare ce Pokémon credeți că va fi primul Pokémon pe care îl prind? Sau va fi oare acela pe care mă pun ei să-l aleg? Dar o să vedem asta imediat. Îl avem aici pe campionul antitră, cum se spune. Este vorba de Leon, băieți, cu Charizardul lui foarte frumușel pe care îl are acolo, lângă el. Ia uite ce frumos e Charizard. Ce frumos poate să fie Pokémonul ăsta. Dar mi se părea puțin mai mare Charizard în Pokémon Let's Go Pikachu sau pur și simplu e la fel. Mamă, câți oameni mă adoră, frate, mulțumesc, mulțumesc. Asta e așa că nu sunt eu, e vorba de Leon. God damn it. Așa o să fim noi, băieți, după ce terminăm și seria asta. O să fim sigur, sigur o să fim noi campioni. Da, sunt Pokémon noi, dar noi suntem același Pokémon trainer la fel de bun. Haide. Hey, e cineva în spate acolo, e fratele lui cumva? Ah, da, este fratele lui, este Hop. So, my number one fan in all the world has come out of his way to pick me up. Look at you, Hop. I reckon you've grown exactly in an inch and a quarter since the last time I saw you. Bingo, that's the sort of sharp eye that's kept you undefeated so long.
Oh, și acum mă vedeți și pe mine. Salut, frate, eu sunt la mișto. Eu sunt un YouTuber, dar îmi plac și Pokémonii și vreau să fiu cel mai bun antrenor din lume. Nice, nice. With a proper rival of his own, I bet he'd push himself to become something truly special. Bineînțeles că o să fim rivalul lui. Well, everybody, I bid you farewell for today, but don't you fret. I will always be around to make sure everyone in Galar can have a champion time. Nice. Ok, băieți, ăștia se pare că mi-o iau înainte. Trebuie să mă întorc, nu? Ah, trebuie să ne întoarcem. Ne-am și întors. You brought la mișto in me Pokémon. You did, didn't you? Băieți, cred că ăsta este momentul în care ne vom alege Pokémonul de început. Hai să vedem ce zice Leon și ce Pokémon are. Eu v-am întrebat ceva pe comunitate, voi mi-ați răspuns și majoritatea răspunsurilor voastre au fost, nu Grookey, au fost Scorbunny, băieți. Voi vreți să luăm pe Scorbunny pentru că este un Pokémon de foc. Asta ați preferat voi? Eu aș fi luat Pokémonul de tip grass. Uite, și ăsta? Are foc, ok. Toți trei sunt foarte simpatici. Din păcate, nu le știu evoluțiile, nu le știu absolut nimic. O să fie o aventură chiar foarte mișto pentru mine, cel puțin. Sper să vă placă și vouă. Așa că dacă vă place, lăsați acolo un like să ne continuăm seria și să vă facem să zâmbiți, să vedeți acolo Pokémon noi, abilități noi, atacuri noi, nu abilități, atacuri noi și campioni noi. Hai băieți, pe cine alegem? Nu înțeleg de ce are chestia aia la nas. Nu înțeleg de ce are Scorbunny chestia aia la nas. Bun, acum avem de ales, dar pentru că voi v-ați dorit să îl începem cu Scorbunny, eu o să-l aleg pe Scorbunny. Eu voiam pe Grookey, dar asta este dorința voastră, o să fac ce ziceți voi. You're set on the fire type Pokémon Scorbunny, bineînțeles. Yes. Bun. O să-i dăm un nume și o să începem, dăm numele unui abonat care pentru mine înseamnă destul de mult. Este un abonat special din punctul meu de vedere, am foarte mulți abonați speciali, dar el este unul care merită să pun numele pe Pokémonul principal. So, it will be Scorbunny for you, nice one. Și el ia pe Grookey, băieți, nu, e bine că l-a luat pe Grookey pentru că putem să-l contracarăm în caz că ne batem vreodată sau ceva. Dar e foarte frumos. O să prindem, sunt absolut sigur că o să prindem și un Grookey. Sunt absolut sigur. So, you two can battle and train and grow strong together. Ok. Oh, sărăcuțu, ăsta a rămas singurel, băieți. Îmi vine să dă-mi-l mie, că bă, nu mă deranjează dacă am doi Pokémon. Charizard will show you the ropes. He's strict but real strong and real kind too. Ce drăguț e Charizard. Are fața aia de elder brother, dacă înțelegeți ce vreau să zic. All right, enough of all this trainer nonsense for one night. Au venit mamele noastre, băieți, și ne cheamă să mâncăm. Oh, arată bine mâncărica de acolo. Charizard se joacă cu, nu mai știu cum îl chema pe ăla mix, Squabble, Swabble. Mamă, mamă, ce încântat e Hop de mâncarea asta. Cred că e foarte bună mâncarea respectivă. Aș vrea și eu să gust din mâncarea aia, dar nu cred că îmi dau. The next day, băieți, you spend the whole night with that new partner of yours, right, Hop? You two getting on all right, understanding one another, maybe even build up a bit of love? Bineînțeles, ne iubim foarte mult Pokémonii. But listen up, new trainers. Believe in yourself and your Pokémon. If you trust in one another and carry on battling side by side long enough, then someday you might even become worthy rivals for me, the unbeatable champion. What are you looking at him for, Lee? I am the one who'll be coming to challenge you. Hop are impresia că este puțin mai bun decât mine, dar nu are nicio șansă și voi știți asta, pentru că ați văzut ce le-am făcut Pokémonilor din Let's Go Pikachu și antrenorilor, i-am bătut pe toți, inclusiv l-am capturat pe acel Mewtwo. Bineînțeles, hai să ne batem cu Hop, băieți. A sosit momentul să arătăm cât de bun este Scorbunny al nostru, alinul nostru. Haide, dă-te la o parte, prietene, dă-te din fața mea. Ah. Let's do this, boys. Ah, uite, arată altfel pokemingile de sus din dreapta. Go, Alin. Eu am doar un Pokémon și tipul ăsta are doi Pokémon. Nu e cistit deloc, 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 deloc. Deci Alin are level 5. Am început cu Pokémonul de la level 5. Meniul este același teoretic, dar designul este puțin diferit. Tackle. O să dau tackle pentru că tackle atacă, growl nu face chestia asta. Atacăm cu iepurașul. E simpatic foc iepurașul. Dar atacăm o oaie cu un iepuraș. This is crazy, man. This is crazy.
Hai, și încă un atac și probabil îl batem pe Ulu. E atât de simpatic numele Ulu. Ul, că ul înseamnă lână, nu? Foarte mișto s-au gândit la numele de Ulu pentru o oaie. Ul, Ulu, Uli. Am crezut cumva că Alin a leșinat sau ceva, dar era de fapt bara de XP. M-am speriat pentru moment. Znat ovăriet pentru că mai are un Pokémon și l-are pe acel Grookey. Jocul ăsta e făcut în așa fel încât el de fapt să ia un Pokémon pe care eu fac counter, că altfel ar fi destul de dificil. Super efectiv. Type advantages, da, bineînțeles că știu. E Pokémon de iarbă, normal că merge focul împotriva lui. Dar mulțumim jocului că l-a făcut pe ăsta, pe Hop, să-și aleagă pe Grookey. Că dacă era celălalt Pokémon, probabil că nu reușeam să-l bat. Bun, l-am bătut. Primul nostru antrenor pe care îl înfrângem este acest Hop. Am trecut Hop-ul, cum se spune. Poate ne dă și niște Pokémini să prindem niște Pokémoni în drumul nostru spre oraș, probabil. Presupun că o să plecăm de aici, o să mergem înspre oraș. Well, that was a shock. Îmi pare rău, Hop. Asta este... Leon știe că eu sunt mai bun, dar nu vrea să spună pentru că sunteți frați și nu vrea să-ți rănească sentimentele. Be a real rival to Hop. Bineînțeles că o să fac chestia asta. You've seen me battle now, Lee, so come on, you've got to let me take on the Pokémon gyms. You joined the gym challenge? You think you're ready for the single greatest competition in the Galar region? Trebuie să ne mai facem rost de niște Pokémon, că nu avem. Acum ne dă și Pokédex? Ah, nu, trebuie să mergem noi să ne luăm Pokédex-ul, din ce înțeleg aici. Dar vedem imediat. Ok, trebuie să mai vorbesc cu mama. Hai că mă duc până la mama să-i spun că urmează să plec. Poate decartează și ea niște bani, ceva. Crash. Hey! Ce s-a întâmplat aici? Cred că Pokémonul acela a deschis porțile. I remember the professor's granddaughter went in once and she came back in a real state. And that was nothing compared to the earful she got from the professor afterwards. So, la mișto, what do you say? Hai să salvăm. Hai să salvăm. Nice, nice, nice. Haide. Trebuie să mergem să salvăm Pokémonul acela. Că suntem oameni buni, băieți. We're good people. Slumbering Weald. Arată bine zona asta cu pădurea. În fața noastră avem iarbă, ceea ce înseamnă că pe aici am putea să dăm de Pokémon. Ok. Oh, ne batem cu cineva. O veveriță? Are un nume tare ciudat veverița asta. Folosim și noi un Ember. Teoretic am putea să o capturăm. Oh, ne arată fundul. Ne arată fundul. Oh, nu orice, dar nu fundul. Oare noi stați un pic să văd dacă am niște Pokémingi. Băi, nu am Pokémingi, băieți. Nu pot să-l prind că nu am. A, bă, da, am. N-am Pokémingi. Eu trebuie să îl bat pe ăsta. Aș fi vrut să-l prind, dar asta este. O să folosim Tackle. Perfect, l-am bătut. Deci cam așa arată o luptă în noul Pokémon Sword and Shield. Eu v-am spus, am versiunea de Sword. Aici e Hop. Și mergem în direcția asta. Probabil mai dăm pe aici de un Pokémon 2. Rookidee. Deci este probabil tip Fly cu încă ceva. Pare interesant. E micuț, e frumușel. O să folosim Ember. Și... Of, oh, Leer. Asta scade atacul, nu? Sau defensiva? Defensiva, da, da, da. Atacurile sunt aceleași din Pokémon Let's Go Pikachu, adică unele sunt în comun cu jocul acela. Ei, băieți, am mai făcut puțin XP, suntem level 7, mergem spre level 8 și trebuie să mergem înainte, din câte știu eu. Wow, s-a auzit un fel de lup. Crying out. S-a auzit un lup, băieți. Se pare că mai sunt și pe aici Pokémoni. Îmi pare foarte rău că n-am încă nimic ca să-i prind, adică nu am Pokémingi. E foarte simpatic. Uitați-vă ce obrăjori are veverița asta. Are un nume tare ciudat, nu cred că pot să-l pronunț. Vovet? Oricum, nu contează asta așa de mult. Din câte îmi dau seama, mi se hiluiesc Pokémonii singuri? Sau poate că mi se pare mie și nu m-a lovit nimeni înainte, am atacat eu mereu primul. Habar n-am. Poate asta o fi. Bun, am trecut și de Pokémonul acesta și cred că asta este singura direcție în care putem să mergem. Come on, la mișto, that Wulu might be in real trouble. Hai să vedem. Nu știu ce se întâmplă pe aici.
Sper să nu fie scary, băieți. Ar fi tare ciudat să mă sperii într-un joc de Pokémon. Bă, dar nu se mai vede nimic. Pă bune, nu poți să vezi pe unde mergi. Foarte multă ceață. This is mad. I can't even see my own hand in front of my face. Asta ți-am zis și eu. Opa. Cred că se întâmplă ceva. Vine cineva. Oh, oh my god. Ce frumos e Pokémonul ăsta. What in the... Lord? Lord? Ăsta este Pokémonul de pe copertă cumva, băieți? De pe coperta jocului Pokémon Sword? Ăsta e un Pokémon cumva legendar? Oh my god. Cum să mă bat eu cu ăsta? Sunt level 7 în puii mei. Cred că este o... hologramă? Pare o hologramă. Hai să-i dăm și tackle. Hai, Alin, fă-mă mândru. Nimic, băieți. Deci este o hologramă Pokémonul ăsta. I can't see anything. You ok? Nu cred că sunt ok, frate. Nu știu ce să mai dau. Pot să-i mai dau un fight? Mai încerc o dată? A, uite, e mișto, poți să vezi câtă forță are atacul respectiv. What? Nu mai văd nimic, băieți. What happened, man? I can't see anything. Ok. Și în momentul ăsta mai putem să mai facem ceva sau... Ce-o fi fost acel Pokémon? Sunt foarte curios. Hei, am leșinat cumva? Bă, măcar nu ne-a făcut nimic. Nu părea periculos sau ceva, pur și simplu, cred că n-avea chef de noi. A venit fratele lui Hop Leon. Ok. Oh, that's nice to hear from the little brother who had me worried sick. I've been waiting ages for you two and you never showed. Of course I came looking for you both. Wait, where's the Wooloo? We were trying to rescue that Wooloo. A, uite-l acolo, e cu Charizard. The little chap's fine. Ce față are Charizard, Jesus. Este un Charizard bun la suflet, se vede după mufa lui. Ceilalți sunt tare, nu știu, agresivi sau așa, au privirea aceea super agresivă. It seems loads stronger than any Pokemon I've ever seen and it has this sort of presence. Are they actually illusions or something? Get strong enough and maybe the two of you could be the ones to reveal the truth someday. Deci practic asta este aventura noastră. Trebuie să ne dăm seama cine a fost acel Pokémon. Don't forget to tell your mom we're off to Wedgehurst now. She'll go spare if you leave without a word, even worse than Lee just did. Dar de ce îi zice Lee că îl cheamă Leon pe frasul? Mă rog, post week. Hai să mergem la mama noastră, băieți, să îi spunem că pornim în aventură și să ne binecuvânteze drumul și calea. Și apropo de asta, sărbători fericite tuturor. Sărbători fericite. Da, mergem în Wedgehurst. Here we are, a bit of pocket money. Ne dă bănuți, băieți. Mulțumim, mama, mama, ce frumoase erau clipele când mama îți dădea bănuți și părinții și bunicii. Ce simpatic este acest scor bani al nostru. Foarte, foarte simpatic. Sper să-l facem un Pokémon foarte bun. Mă bucur că nu stă pe umărul meu, sincer să fiu. Nu mi-ar fi plăcut să se întâmple chestia asta. Și, dragilor, o să încheiem episodul aici. Mâine urmează o aventură foarte frumoasă și tot ce vom face va fi nou pentru mine, așa că dacă vreți să veniți cu mine în aventura asta, lăsați acolo un like, comentați, spuneți-vă părerea despre Pokémonii pe care îi prindem și care credeți voi că sunt puternici și ne vedem în episodul de mâine. Salut!